Pentru că trecerea în veșnicie în sine înseamnă întoarcerea în lumină, de la întuneric la lumină, de la moarte la viață. Pentru că în lumina învierii, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, făcutul sa începătură învierii tuturor celor adormiți. Așadar, în lumina învierii putem vedea foarte profund trecerea în veșnicie a celor dragi ai noștri și, bineînțeles, perspectiva noastră, pentru că și noi, când va veni vremea, vom pleca din această lume. Lumina este cea care dă nădejde, pentru că ori de câte ori ne aflăm în întuneric și zărim lumina, atunci ne încredem că vom ajunge și noi să ne scăldăm în lumină, să fim cuprinși în această lumină. De aceea rugăciunea de parastas este o slujbă a nădejdii. Lumina este cea care dă sens vieții noastre. Pentru că în lumină toate lucrurile se descoperă. Ele se deslușesc așa cum sunt ele în adevăr. De aceea taina morții omului o putem desluși doar în lumina învierii. Vom înțelege cu adevărat că noi nu pierim, noi trecem dintr-o etapă a vieții în altă etapă a vieții, într-o altă dimensiune care nu are sfârșit și care, așa cum ne spune Mitropolitul nostru Bartolomeu, are această aură, și anume că Dumnezeu veghează, este lumina unde Dumnezeu veghează. Acolo unde Dumnezeu veghează nu poate să fie întuneric. Dacă Dumnezeu este de veghe, înseamnă că acolo este lumină, acolo este prea plin de lumină, pentru că însuși Dumnezeu este lumina. Și atunci, dacă noi facem slujba de parastas, avem și această conștiință că prin rugăciunea noastră ni se descoperă ce se întâmplă cu cei dragi ai noștri plecați în eternitate. De aceea bătrânii noștri ne spun adesea, ne spuneau că iată, am visat pe cutare sau pe cutare, că mi-a cerut cutare lucru, sau că este într-o stare bună sau nu este într-o stare bună, sau părinții duhovnicești au avut viziuni extraordinare despre cei care au plecat în eternitate. Acest lucru este rezultatul rugăciunii, a luminii, dacă vreți, rugăciunii, lumina care, cum vă spuneam, descoperă aceste realități pe care noi doar le intuim. De aceea ne rugăm pentru cei plecați în eternitate, având nădejdea că ei au plecat într-un loc luminos, într-un loc bun, și ne rugăm de asemenea ca să ni se descopere, să ne descopere Dumnezeu că ei într-adevăr s-au mântuit și au mântuit sufletul, pentru că este important să-și mântuiască sufletul, pentru că există o influență și a noastră asupra lor și a lor asupra noastră, pentru că noi, umanitatea, suntem într-un lanț sau suntem înlănțuiți de la generație la generație până la sfârșitul viacurilor, influențând lumea noastră în bine sau în rău. Dar prin rugăciune nu se poate influența decât doar în bine. Dumnezeu să îi înveșnicească pe cei dragi care au plecat din această lume, fie ei părinți, fie ei frați, fie ei copii, și să avem această nădejde că dacă ei n-au reușit în chip desăvârșit, noi, prin rugăciunea noastră adăugând, Dumnezeu va adăuga iubire la iubire. Așa să fie. Amin. Mării de Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat. Adevărat.